Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Rușcior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit, eu sunt Cosmin Rușcior, mulțumesc că ne ascultați, este ora 13 și puțin trecut de 30 de minute. Astăzi avem un subiect inedit, e vorba de o expoziție, un muzeu, primul muzeu al deșeurilor din Europa, care se deschide, iată, la București. E vorba de o inițiativă pusă la cale de Centrul de Excelență pentru Dezvoltare Durabilă, care vrea să învețe astfel publicul să colecteze gunoaiele selectiv. Vom discuta despre acest subiect cu președintele acestui centru. E vorba de Ilie Brie. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitație. De ce faceți, de fapt, acest muzeu? Care este mesajul? Mesajul este unul dublu. Un mesaj, să zicem, instituțional, și anume că societatea civilă este aptă să fie portătoare de proiect și este aptă să fie un actor și un partener de dialog în cadrul acțiunilor pe care societatea în ansamblu ei le desfășoară. Al doilea mesaj este un mesaj tematic, și anume că, atenție, suntem cu toții călare pe o bombă, de fapt nu pe o bombă, ci pe foarte multe bombe ascunse sub deșeurile pe care le producem cu frenezie în fiecare zi. Bombă atât la nivelul impactului asupra mediului, dar și bombă din punctul de vedere al impactului social și financiar. Cum ar urma să arate acest muzeu, de fapt? Ce vom vedea acolo și unde mai exact? Muzeul va fi deschis într-un spațiu pus la dispoziție de AFI Cotroceni, deci mall-ul din Cotroceni. Uh-huh. Un spațiu generos de circa 600 de metri la etaj. Pentru cei care cunosc, mall-ul este în zona rezervată copiilor deasupra magazinului Real. Muzeul va fi o platformă de dialog, cel puțin așa ne-o dorim, cu ansamblul celor interesați sau implicați. De aceea, muzeul are mai multe secțiuni în care vom arăta care este soarta, traiectoria obiectelor pe care timpul le degradează în deșeuri. Pe de altă parte, vor fi mai multe puncte, o agora, respectiv o sală sau un spațiu rezervat unor întâlniri, seminarii, mese rotunde, dezbateri. Și, de asemenea, vor fi mai multe puncte, 4 sau 5 sau 6 puncte de acces la o mediatecă cu tematica mediu și, în special, deșeuri. Va exista acolo și o zonă specială de curs pentru elevii claselor 1-8, cursuri de ecologie? Sau? Da, exact, ați spus clasele 1-8. În realitate este ce spuneam înainte, este un spațiu, îmi place să o numesc o agora pentru că am fi vrut să nu fie un spațiu ex-catedra în relația cu elevii, de exemplu. Și de asemenea am spus agora pentru că în afară de aceste cursuri pentru elevi, credem că spațiul respectiv poate să servească și pentru alte evenimente și alte tipuri de întâlniri. E adevărat că întâlnirea cu elevii într-un mediu altul decât școala, cu un interlocutor altul decât dirigintele, poate să primească o mai mare greutate și credibilitate și poate sperăm să stârnească interesul. Mai ales la mall, un loc plăcut și foarte frecventat. Evident, mall-ul sau spațiul mall-ului este un fel de călătorie pe lună pentru foarte mulți dintre noi care mergem la mall pentru a ieși din ambientul obișnuit, din cotidian.